Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Înainte să începem antrenamentul nostru de astăzi, vreau să vă reamintesc că pe lângă maratoanele pe care eu le fac aici, pe canalul meu de YouTube, eu am și programe cu antrenamente pentru 30 de zile sau 40 de zile în funcție de programul pe care îl alegeți. Pe site-ul meu cristinazavarski.com puteți să găsiți programele și pentru un abdomen plat și pentru fese bombate, pentru picioare, pentru tot corpul, pentru slăbire. Puteți să alegeți programul care vi se potrivește cel mai bine. Tot acolo pe site puteți să găsiți și rezultatele persoanelor care se antrenează după programele mele și credeți-mă, rezultatele lor sunt absolut minunate. Linkul către site o să vă las în descriere sub acest video. Iar acum să trecem la treabă. Stăm pe spate, deschidem picioarele la nivelul bazinului. Aici este foarte important să încordați abdomenul și anume să trageți buricul spre coloană. Palmele sunt lângă noi, privirea este în tavan și de aici, cu abdomenul încordat, o să ridicăm piciorul drept la 90 de grade, o să coborâm și apoi să ridicăm piciorul stâng la 90 de grade. În tot acest timp, abdomenul nostru trebuie să fie încordat. Începem! Spate, ridicăm capul, umerii și omoplații de pe saltea, abdomenul este încordat, nu uitați să trageți buricul spre coloană și în momentul în care puneți degetul pe abdomen, abdomenul trebuie să fie tare. Și acum, o să ridicăm piciorul drept la 90 de grade, piciorul stâng la 90 de grade și o să coborâm pe rând fiecare picior. Sorry for being, a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. Picioarele sunt împreună, abdomenul este tras spre coloană, abdomenul este încordat, brațele sunt lângă corp și de aici o să ridicăm cu control picioarele la piept și o să coborâm.
spate, ridicăm capul, umerii și omoplații de pe saltea și acum o să întindem un picior și celălalt o să fie îndoit și punem palmele aici, unde este piciorul îndoit. Și schimbăm. Clock is ticking, time for the weekend, work is coming to an end. I got my eyes wide open, savoring the moment, trying to breathe it all in. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. I'd hit replay every single night. So for now, let's just take our time. Now that I've got you by my side, tell me you're ready for the ride. You know we're gonna make it last all night. So let's just take our time. Stăm pe spate, ridicăm capul, umerii și omoplații de pe saltea. Întindem picioarele la aproximativ 45 de grade și o să facem mișcări scurte cu brațele, sus-jos. Stăm pe spate, punem palmele sub fese ca să vă fie mai ușor să faceți acest exercițiu. Abdomenul este încordat. Trageți buricul spre coloană. Și acum o să facem exercițiu care îl cunoașteți deja și anume foarfeca. Stăm pe spate, picioarele sunt deschise la nivelul bazinului, abdomenul este încordat, brațele sunt lângă corp. O să ridicăm bazinul spre tavan și apoi o să-l coborâm. Este un exercițiu foarte bun atât pentru abdomen, cât și pentru fese. În momentul în care faceți acest exercițiu, aveți grijă ca picioarele voastre să rămână în aceeași poziție, nu aduceți picioarele împreună, nu le desfaceți, picioarele să rămână în aceeași poziție și anume la nivelul bazinului. Începem! There's something special about your love. I'm gonna make it mine. There's something special about your love. I think it's one of a kind. There's something special about your love. I want it all the time. You will always be my inspiration. No one makes me feel the sensation. Don't play hard to get my temptation. Got to have you now. I ain't waiting for long, girl, for long, girl. I need to let you know that I wanna make you more. So long, girl. Stăm pe spate, picioarele sunt deschise la nivelul bazinului, ridicăm bazinul spre tavan, încordăm fețele, încordăm abdomenul și de aici o să ridicăm piciorul drept la 90 de grade, o să coborâm, apoi ridicăm piciorul stâng la 90 de grade și o să coborâm. Aveți grijă în momentul în care faceți acest exercițiu ca bazinul vostru să rămână în aceeași poziție, nu înclinați bazinul în stânga, în dreapta,
rămâi în aceeași poziție, imaginați-vă că aveți aici 2 cești de cafea care trebuie să rămână acolo și cafeaua să nu se verse. Ridicăm piciorul la 90 de grade și îl întindem. Și de aici o să ducem piciorul la nivelul genunchilor și ridicăm. Schimbăm piciorul, îl ridicăm la 90 de grade, îl întindem, coborâm la nivelul genunchiului și ridicăm. Pe spate, ridicăm capul umerișăm o plație de pe saltea, aducem un picior la piept, celălalt întins, apoi schimbăm piciorul. Stăm pe spate, picioarele sunt deschise la nivelul bazinului. O să ridicăm capul umerii și omoplații de pe saltea. O să punem palmele la cap și de aici o să aducem împreună cotul stâng și piciorul drept și revenim. Aici aveți grijă să nu duceți capul spre piept. Trebuie să fie o distanță între bărbie și piept aproximativ un pumn. Puneți aici un pumn între bărbie și piept și încercați să păstrați această distanță. Începem! Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. Schimbăm mâna și piciorul. Never have to feel this, baby. Every time I try to
ne sprijinim pe coate și o să facem exercițiul bicicleta. Stăm în șezut și acum o să întindem picioarele și o să ducem corpul în spate și apoi aducem picioarele la piept. Stăm pe șezut, ridicăm piciorul drept și piciorul stâng la 90 de grade, întindem brațele în față și stăm în această poziție. Stăm în șezut, ținem gantura aici, în fața noastră, o să ne rotim în partea dreaptă, apoi în partea stângă. Când facem acest exercițiu, încercăm să încordăm abdomenul, tragem buricul spre coloană. Punem gantura aici, în fața noastră și acum o să întindem picioarele în partea dreaptă, o să revenim cu picioarele la piept și o să întindem în partea stângă. Everywhere.
te ținem gantăr în ambele mâini, aici, la piept. O să ridicăm capul, umerii și omoplații de pe saltea și după aia o să întindem fiecare picior pe rând. În tot acest timp, abdomenul vostru trebuie să fie încordat. Spate, picioarele sunt deschise la nivelul bazinului. Ținem gantăra în ambele mâini și întindem brațele. O să ridicăm bazinul spre tavan. O să coborâm brațele deasupra capului. O să revenim cu brațele și o să coborâm bazinul. Clock is ticking, time for the weekend, work is coming to an end. I got my eyes wide open, savoring the moment, trying to breathe it all in. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. I'd hit replay every single night. So for now, let's just take our time. Now that I've got you by my side, tell me you're ready for the ride. You know we're gonna. Spate, picioarele sunt deschise la nivelul bazinului, punem gantăra aici, în zona bazinului nostru. O să ridicăm bazinul spre tavan, o să apropiem picioarele, o să îndepărtăm și o să coborâm. Stăm pe o parte, picioarele sunt în prelungirea corpului, deci dacă cineva se uită la voi de sus, trebuie să fiți într-o linie dreaptă. Apoi, o să întoim piciorul care este dedesubt, iar cu piciorul care este deasupra, o să-l îndoim, o să-l ducem în față și apoi o să-l ducem în spate și din nou în față și în spate. Practic, ca și cum am pedalat pe o bicicletă. Sorry for being, for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. Every time we have a paper or a lipstick,
parte, picioarele sunt întinse. În această poziție încercați să trageți abdomenul spre coloană, încercați să aveți abdomenul de fiecare dată încordat. Acum o să ridicăm piciorul care este deasupra și acum o să aducem piciorul care este dedesubt la piciorul deasupra, ca și cum aplaudăm cu picioarele. Facem și pe celălalt picior, înduim piciorul care este dedesubt și acum cu piciorul care este deasupra o să pedalăm în față. Ideea este în momentul în care faceți acest exercițiu, încercați să țineți corpul în aceeași poziție, deci nu mergeți cu corpul nici în față, nici în spate, încercați să-l țineți în aceeași poziție și să faceți mișcare controlată. In the moment, trying to breathe it all in. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. I'd hit replay every single night. So for now, let's just take our time. Now that I've got you by my side, tell me you're ready for the ride. You know we're gonna. Ambele picioare sunt întinse, ridicăm piciorul care este deasupra și aducem piciorul care este dedesubt la cel care este deasupra, ca și cum am aplauda cu picioarele. Stăm pe spate, picioarele sunt întinse, brațele sunt întinse. Apoi o să ridicăm corpul, capul, umerii și omoplații de pe saltea. O să ducem piciorul la 90 de grade. Încercați să păstrați piciorul la 90 de grade, nu-l aduceți spre piept. Piciorul rămâne aici și noi ne atingem cu brațele sub picior. Apoi o să revenim și o să facem același lucru cu celălalt picior. I'm not.
spate, întindem brațele în lateral, ridicăm piciorul drept la 90 de grade, piciorul stâng la 90 de grade și de aici o să coborâm picioarele. În partea dreaptă aveți grijă ca umerii voștri să rămână în aceeași poziție, nu ridicați umărul după picioare. Umerii sunt jos, pe saltea. Aducem picioarele în mijloc și coborâm în cealaltă parte, deci umerii rămân jos. Și revenim. Something special about your love. I want it all the time. Yeah. Ne relaxăm, picioarele la piept. Dragii mei, acesta a fost ultimul antrenament din maraton. Sper din suflet că v-a plăcut și sper că o să vă fie de folos. Vă îmbrățișez cu mare drag și ne vedem în curând. Pa, pa!